Miel al lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 12, cu versetul 7, găsim scris: să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. În timp ce îngerul morții trecea prin Egipt, fiecare familie de evrei avea să mănânce mielul pe care i s-a poruncit să-l frigă înainte. Acest miel trebuia să fie sănătos, fără vreun defect sau pată. Să fie mâncat cu pâine nedospită și cu ierburi amare. Aceasta trebuia să le aducă aminte evreilor de robia crudă pe care o suportaseră din cauza păcatelor lor, uitându-l pe Dumnezeu și călcând poruncile sale. Consumarea ierburilor amare le aducea aminte că ei culeg roadele umblărilor, oricât de neplăcute aveau să fie. De asemenea, ierburile amare mai aveau și scopul de a ridica întrebări în mintea copiilor lor despre rostul acestor lucruri, iar părinții aveau să le povestească despre suferințele lor în Egipt și despre puterea minunată a lui Dumnezeu care i-a eliberat în memorabila noapte când au fost zoriți de către egipteni să părăsească Egiptul. Stropirea stâlpilor ușii cu sângele mielului înjunghiat reprezenta sângele lui Hristos spre care ei aveau să privească. La 15 secole după această noapte, Iisus, cel simbolizat de mielul pascal, a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Mielul fără cusur îl reprezenta pe mielul lui Dumnezeu fără pată și fără strop de păcat. Așa cum casele lui Israel erau stropite cu sânge pentru ca îngerul pierzării să treacă pe lângă ele, la fel va trebui și noi să ne pocăim de păcate și să folosim avantajul oferit de sângele lui Hristos, care ne apără de îngerul răzbunării a lui Dumnezeu în ziua măcelului. Numai prin Hristos se poate obține iertarea noastră. Sângele lui ne va proteja de răzbunarea lui Dumnezeu împotriva păcatului. În timp ce arăta înapoi la eliberarea miraculoasă a evreilor, instituirea Paștelui arăta și înainte spre moartea Fiului lui Dumnezeu, înainte de a avea loc. La ultimul Paște petrecut de Domnul cu ucenicii săi, el a instituit cina Domnului în locul Paștelui pentru a fi ținută în amintirea morții sale. De Paște nu mai aveau nevoie, deoarece marele miel prefigurat era gata să fie sacrificat pentru păcatele lumii. Simbolurile și realitatea simbolizată s-au suprapurs la moartea lui Hristos. Părinte Ceresc, ajută-mă să meditez la sacrificiul Domnului Hristos pentru păcatele mele și să înțeleg cât de mare a fost această jertfă. Îți mulțumesc că m-ai iubit atât de mult. Îți mulțumesc că și astăzi eu pot să fiu biruitor pentru că Tu mergi cu mine. Fii slăvit și lăudat. Amin.